Aquatim anunță că presiunea apei va fi scăzută într-o localitate din Timiș. Joi 12 septembrie, între orele 9-14, presiunea va fi scăzută în Răuți pentru spălarea rețelei de distribuție. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă, transmit reprezentanții Aquatim.